Noul eveniment Centurions este acum disponibil în FIFA Mobile, băieți, așa că hai să vedem ce jucători se pot face gratis, dacă merită făcute exchange-urile și dacă merită cumpărat pass-ul cu 1000 de puncte FIFA. Așadar, băieți, pentru următoarele două săptămâni avem Centurions împreună cu Hall of Legends, după care vor dispărea și nicât am auzit va apărea ceva bine de tot. Dar până atunci, haideți să vorbim despre Centurions, un eveniment unde sunt jucători cu peste 100 de selecții pentru o echipă, de fapt să le spunem meciuri, cu peste 100 de goluri, cu peste 100 de pase de gol, o fi cineva și cu peste 100 de cartonașe galbene, o fi cineva și cu peste 100 de ani, înțelegeți voi care e ideea. Mai întâi, hai să ne uităm la cei doi jucători de la Exchange. Almiron arată decent, are agilitate, ca de obicei, viteză foarte bună, shoot ok, din păcate doar 3 la weak foot, ceea ce s-ar putea să fie o problemă, dar dacă aveți nevoie de un right wing de 112, mie mi se pare o variantă bună. Plus că exchange-ul e corect, pentru a-l face trebuie să băgăm un 111, un 110, un 109 și un 108. Deci dacă aveți nevoie de el și dacă aveți deja jucătorii prin club, e o idee bună să-l faceți. Spre deosebire de Albiol, care și el arată bine, e cu tackling, pare bunicel la atributele pentru apărare, low pe attack, high pe defense, doar că nu prea-mi plac mie cerințele pe care le-au băgat aici. Pentru a face un 113, trebuie să băgăm un 113 și alți jucători pe lângă, chiar mi se pare cam mult. Da, dacă aveți vreun jucător ultimate, team of the season, dublură, care nu se poate vinde, poate că e o idee bună să-l faceți, cu toate că vă spun de pe acum, eu am vreo câțiva și aștept alt exchange, poate cu un jucător de 114, dacă trebuia un 112 și restul cerințelor erau la fel, parcă era mai bine, dar un 113 pentru un 113 și vreo câțiva jucători pe lângă, nu prea-mi place. Și evident că mai avem doi jucători pe care putem să-i facem de la questuri, de 113 Vasquez, care arată chiar foarte bine, așa că dacă sunteți printre băieții care jucați cu mijlocaș stânga-dreapta, mi se pare o idee bunicică, sau e foarte bun chiar și pe right wing. Chiar dacă îl puneți pe right wing, nu mi se pare o problemă așa de mare, vă scade un pic de la skill boost, dar nu foarte mult, e bun și acolo. Oricum, pentru a-l face, trebuie să facem toate questurile în cele două săptămâni cât va ține evenimentul și sunt destul de ușoare, pare că s-au învățat minte la Champions League și nu mai trebuie jucători de la o anumită echipă pentru a face tot. Plus că dacă le facem pe toate, luăm și vreo 8 milioane și un pic de bănuți, pentru că vedeți, majoritatea dau câte un milion, câte un milion, câte un milion și știți cum e, milion cu milion face mai multe milioane. Ok, băiți, pentru ultimul trebuie să câștigăm 100 de meciuri oriunde, apoi să facem 100 de tackling-uri, deci de deposedări. Dacă nu știți cum, când jucați împotriva botului, cel mai simplu e să apăsați pe adversar când are mingea. Apoi 100 de asisturi, deci pase de gol în orice mod, să dăm 100 de goluri în orice mod, 100 de dribbling-uri în orice mod, 100 de pase în orice mod, 100 de meciuri în orice mod, chiar dacă nu sunt victorii, 50 de goluri cu capul în orice mod, 50 de meciuri jucate la Rivals, deci în Manager Mode, în Versus sau în Head-to-Head. Și inevitabil, iar vine questul ăsta enervant, să antrenăm un jucător de 10 ori. Și uitați cum fac eu, l-am pe Veron și tot îi bag câte un card de bronz, câte un card de bronz și de fiecare dată când dau train se pune câte unul. Acum se pune și dacă transferați rank-ul de la un jucător la altul, dar pentru aia vă trebuie câteva puncte transfer. Să deschidem 10 din cele 13 pack-uri de pe store pentru că avem câte unul gratis în fiecare zi și da, trebuie să fie cel gratis. Așa că hai să-l deschid și eu să văd ce îmi pică pe aici. Cu siguranță nu va fi un jucător, dar cine știe, hai să vedem și sunt rank-uri. Probabil că vede cam 30 peste tot și mai îmi dă câteva rank-uri să mă spăl cu ele pe cap. Apropo, băiți, mai e și pack-ul ăsta cu puncte FIFA sau cu gems. Dacă vreți să vedeți cum le deschid, poate fac un pack opening. Dacă vreți să vedeți cum rămân fără gems, dați un like la videoclipul ăsta. Hai să facem peste 1000. Apoi să băgăm în echipa noastră 10 jucători de 100 plus și îl facem pe Vasquez de 113 împreună cu Biraghi de 111, care arată ok. Dacă nu aveți fundaș stânga vreun 112 sau 113, e o variantă bună, chiar dacă este left wing back. De ceva vreme nu există penalizare dacă îl ții pe poziția de fundaș stânga. După cum vedeți, am 20 plus pe LB, am 20 plus pe LM și am 20 plus pe right wing back. Deci câteva questuri ușoare pentru 8 milioane de bănuți plus 2 jucători plus credite pentru pass.
Pass care costă tot 1000 de puncte FIFA, ca de obicei, partea de sus e cu bani, partea jos e gratis dacă nu-l cumpărați. Și probabil că nu-l voi cumpăra nici eu și probabil că știți de ce, din păcate jucătorul Virtz este untradeable, deci nu se poate vinde și sincer am suficienți cami, n-am nevoie de băiatul ăsta, dacă puteam să-l vând, îl cumpăram, așa nu. Le-am spus și celor de la EA problema asta, așa că cât timp va fi jucătorul ăsta untradeable, de la pass-urile cu 1000 de puncte FIFA, nu cred că le voi mai cumpăra. Mai bine păstrez punctele FIFA pentru altceva, poate pot să scot niște bani din ele. Și da, ăsta e Centurion, un eveniment cu câțiva jucători foarte interesanți, dacă aveți echipa sub 135. Pentru că dacă o aveți mai mare de atât, probabil va trebui să cumpărați de pe market jucătorii de 115 sau de 114. Apropo, dacă nu ați aflat încă, în sfârșit a fost anunțat noul joc care va apărea în toamnă, FC Mobile, o veste în care am vorbit în videoclipul din partea dreaptă, dacă nu l-ați văzut încă, dați pe el și uitați-vă să vedeți ce știm și ce nu știm încă despre noul sezon de FIFA Mobile. Până data viitoare, numai bine prieteni, pa, pa!